Cu ani în urmă, o femeie a dorit să-și angajeze un vizitiu. A dat un anunț, iar în urma lui s-au prezentat 3 candidați. Fiecăruia i-a pus aceeași întrebare. Cunoști panta aceea abruptă de la marginea orașului cu porțiunea aceea îngustă unde drumul merge de-a lungul prăpastiei? Cât de aproape de marginea prăpastiei poți să mergi, să conduci caleașca, fără să te pierzi cu firea și fără să scapi controlul trăsurii? Primul candidat a răspuns: Doamnă, dacă roțile trăsurii sunt la circa 50 de centimetri de margine, mă descurc să păstrez controlul trăsurii. Al doilea a zis: Doamnă, și dacă roțile ar fi chiar pe marginea prăpastiei, aș putea să țin caie și să redresez trăsura fără nicio problemă. Al treilea candidat răspunde la aceeași întrebare: Doamnă, voi ține trăsura cât mai la distanță de marginea prăpastiei. Cel de-al treilea a primit slujba de vizitiu. Cât de departe poți merge în așa fel încât mărturia să nu-ți ajungă fără valoare? Atât pentru cei din casa ta, cât și pentru comunitatea în care trăiești. Sau cât de departe poți merge în așa fel încât vitalitatea spirituală să nu-ți slăbească? Sau cât de departe ai putea merge astfel încât credința ta să nu prindă rugine? Viața lui Lot este traseul unei credințe ce prinde rugină. Haideți să citim din Genesa, capitolul 13, de la versetul 5 la 13. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păstorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot: Te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul, Sodoma și Gomora până la Țoar era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și-a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Viața lui Lot este un exemplu de credință ruginită. Încă de tânăr, Lot și-a pierdut tatăl. Totuși, Lot nu a rămas fără modele sănătoase în viață, bunicul lui Terah și unchiul lui Avram, care l-a și crescut. Lot și-a început viața de credință alături de unchiul său Avram, ca și călător. Mai târziu, îl vom găsi ca și un locuitor al uneia dintre cele mai perverse cetăți din acele timpuri, Sodoma. Cetatea al cărei păcat s-a ridicat până la cer și a atras mânia și judecata lui Dumnezeu peste ea. Viața lui Lot a fost prinsă în gândirea de aici și acum. Din momentul în care s-a despărțit de influența pozitivă a lui Avram, viața lui a intrat într-o derivă periculoasă. Credința lui a început să prindă rugină. A ajuns atât de amestecat cu cultura în care s-a stabilit de bunăvoie, încât cu greu a mai vrut să o părăsească. Viața lui Lot este un avertisment puternic lansat de Dumnezeu pentru fiecare din noi. Și anume, credința celor ce plutesc în derivă prin viață ruginește. Haideți să ne uităm la mecanismul ruginirii credinței lui Lot. S-ar putea să găsim paralele pentru viața noastră. De obicei, ruginirea începe cu o privire unde nu trebuie. Privire care, pe urmă, se va dovedi a avea consecințe. Astfel, am citit că Lot și-a ridicat ochii,
a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, era ca o grădină a Domnului, ne spune textul Scripturii. Îngăduindu-se să aleagă, a făcut cea mai bună alegere din punct de vedere material. Și a ales, spune textul, toată câmpia Iordanului. Și apoi textul continuă, a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Comentariul editorial care urmează ne face să ne cutremurăm. Și anume, versetul 13, oamenii din Sodoma erau răi și din calea afară de păcătoși împotriva Domnului. Mare inconștiență sau superficialitate spirituală să alegi să-ți pui corturile aproape de Sodoma, să alegi să-ți crești copiii în mijlocul unei astfel de comunități. Încetul cu încetul, Lot a intrat în Sodoma. Dar, din păcate, tot așa, încetul cu încetul, Sodoma intrase în casa lui, în mintea și mai apoi în inima celor din casa lui. Relatarea continuă cu faptul că Lot ședea la poarta Sodomei. Adică era deja în conducerea orașului, unul din sfetnicii Sodomei, așezați la poarta cetății. Măsura maturității și a caracterului lui Lot este dezvăluită de alegerile lui. Pofta firii pământești și-a spus cuvântul în viața lui. Câmpia bine udată i s-a părut o alegere bună la prima vedere. Nu a reușit să simtă pericolul Sodomei pentru el și familia lui. Și atunci, lecția de viață? Măsura maturității și a caracterului tău este dezvăluită de alegerile tale. Câți dintre noi nu cădem în aceeași cursă? Gândirea de aici și acum ne prinde și ne înfășoară. Cochetăm cu lumea, iar pofta firii pământești ne determină alegerile vieții. Întrebarea lui Lot pentru noi este, până unde ți-ai întins corturile? Dacă acesta este mecanismul ruginirii credinței, haideți să ne uităm la consecințele ruginirii credinței. Pentru că o credință ruginită îți oxidează mărturia în primul rând. Mărturia fără valoare a lui Lot o putem vedea în continuarea narațiunii din Genesa 19. Când cei doi îngeri au ajuns la Lot, cetatea s-a mobilizat la ușa acestuia, cerând oferirea oaspeților lui Lot pentru agresare sexuală. Lot a ieșit afară la ei la ușă, a încuiat ușa după el și a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Ei au strigat, pleacă! Și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul? Ei bine, o să-ți face mai rău decât lor. Vedem pe Lot în fața concetățenilor lui, având o mărturie fără valoare. Cuvintele lui Lot, apelul lui Lot către cei din cetate, nu avea nici o greutate. Ce deosebire de Avram, despre care fiii lui Het au spus, ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Ce diferență de mărturie în mijlocul neamurilor. Apoi, mărturia lui Lot era compromisă și înaintea propriei familii, nu doar înaintea celor din cetate. Inclusiv cei din propria familie nu îi respectau mărturia, vorbele, atenționările. Când iese noapte să-și anunțe ginerii despre potopul, despre judecata lui Dumnezeu iminentă, textul Scripturii ne spune în Genesa 19, ne spune, Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește.
Ce descurajator răspuns într-o astfel de noapte, ultima noapte a cetății. Mărturia lui Lot înaintea propriei familii s-a pierdut în noapte. S-ar părea că fiii și fetele lui căsătorite cu oameni din Sodoma dobândiseră și ei mentalitatea Sodomei. Cuvintele lui Lot nu aveau greutate nici pentru cei din familia lui. Încet, încet, Lot și-a întins corturile până în Sodoma. Încet, încet, Lot a intrat în Sodoma. Dar, din păcate, cum spuneam, tot așa, încet, încet, Sodoma a intrat în cei din casa lui, în mintea și în inima lor. Lecția de viață? Alegerile făcute după pofta firii pământești, încet, încet, îți vor distruge mărturia și autoritatea. Dar această întindere a corturilor până la Sodoma i-au distrus lui Lot nu doar mărturia, ci și vitalitatea spirituală a acestui om. Iată-l din nou în casa lui. Stă în fața unei noi alegeri. Să părăsească cetatea și să lase în urmă toată agonisele de o viață sau să rămână să vadă dacă nu cumva mai poate să salveze ceva. Și astfel, această vitalitate spirituală slăbită a lui Lot o vedem în șovăiala lui. Scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și spune textul Scripturii, și fiindcă Lot zăbovia, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. Incredibil cât de jos îți poate ajunge vitalitatea spirituală când îți întinzi corturile într-un mediu stricat. Lot zăbovia. Dar această vitalitate spirituală slăbită se manifestă nu doar în șovăiala lui, ci și în lamentările pe care le observăm la Lot. Nici nu fusese încă bine scos din cetate că Lot a și început cu lamentările privind greutățile drumului. Și l-auzim în Genesa 19, versetul 17, spunând: după ce i-au scos afară, unul din ei a zis: scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis: o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și a arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică, și să scap cu viața. Ca și cum inițiativa salvării lui și a casei lui îi aparținuse lui Lot. Ca și cum nu Domnul voise să-l scape. Ca și cum nu Domnul îi garanta faptul că va ajunge la munte. Domnul îl scosese aproape cu forța din cetate. Doamne, te rog frumos, uite cetatea asta mică, nu mă face să merg până la munte. Lamentările, frica de felul acesta, pentru că vitalitatea spirituală slăbită te împinge și la astfel de lamentări și de șovăieli. Adevărul este că credința ruginită îți diminuează vitalitatea spirituală și te împiedică să-L mai vezi pe Dumnezeu în adevărata sa lumină. Îți încețoșează înțelegerea. Astfel, am văzut că consecințele unei credințe ruginite sunt mărturia fără valoare a lui Lot. Apoi am văzut că a doua consecință este vitalitatea spirituală slăbită a lui Lot. Și a treia consecință a ruginirii credinței este eșecul pe toate planurile. Și tot în Genesa 19 vedem cum se manifestă acest eșec. Un eșec pe plan familial. Soția lui Lot, întâmplare o știm cu toții, deși a scăpat de judecata Sodomei, totuși soția lui Lot ajunge să fie judecată odată cu Sodoma. Ce trist să fie avut parte de mâna întinsă a lui Dumnezeu, să fie avut parte de salvarea din foc și pucioasă,
și totuși să pieri din pricina unei inimi împărțite, pe calea către izbăvire. Porunca îngerilor fusese foarte clară, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Soția lui Lot a fost transformată într-un monument al unei inimi împărțite. Iată ca mărturie a ceea ce înseamnă să ai o inimă împărțită, o inimă în care se amestecă lucrurile lui Dumnezeu cu lucrurile Sodomei. Desigur, s-ar putea găsi justificări gestului ei, fetele lăsate în urmă, bunurile agonisite, curiozitatea, dar toate aceste justificări pălesc în fața poruncii exprese a lui Dumnezeu. Să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Domnul Iisus însuși se folosește de exemplul soției lui Lot ca să aducă un avertisment foarte serios. Să ne aducă un avertisment foarte serios. El spune așa în Luca 17. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga, ne spune tot Domnul Iisus în Matei capitolul 10. Așa că, să nu uităm, eliberarea din Sodoma nu ne folosește la nimic dacă păstrăm Sodoma în inimă. Judecata lui Dumnezeu va cere socoteală inimilor împărțite. Eșecul lui pe plan familial se manifestă și cu privire la fiicele sale, la fiii și la fiicele sale. O parte mor în oraș. Două fiice ies din Sodoma, dar Sodoma nu iese din ele. Vă aduceți aminte de argumentarea și decizia acestor fete înspre finalul relatării vieții lui Lot? Cea mai mare a zis cele mai tinere: tatăl nostru este bătrân și nu mai este niciun bărbat în ținutul acesta ca să intre la noi după obiceiul tuturor țărilor. Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin și să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânța prin tatăl nostru. Rezultatul deciziilor, rezultatul alegerilor incestuoase, Moab și Amon, inamici constanți ai poporului lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. Eșecul unei credințe ruginite s-a manifestat asupra familiei lui. Dar același eșec s-a manifestat și în plan material. A pierdut tot ce avea, oi, boi, corturi și slujitori, tot ceea ce urmărise în alegerea lui când își ridicase ochii. O credință ce prinde rugină va conduce la eșec pe toate planurile. Și totuși, Petru îl caracterizează pe Lot astfel: și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite, ne spune Petru în 2 Petru capitolul 2, de la 7 la 9. Lot a trăit în ciuda unor alegeri greșite, în neprihănire, dar cu inima strânsă și apăsată, văzând consecințele alegerilor sale asupra familiei sale. Am văzut mecanismul unei credințe ce prinde rugină. Am văzut consecințele unei credințe ce prinde rugină. Haideți să ne mai uităm și la inima lui Dumnezeu în fața unei credințe ruginite. Dumnezeu te ia de la nivelul la care te afli, ca să te ducă la nivelul la care trebuie să fii.
vedem că, în primul rând, Dumnezeu acordă șansă tuturor celor care au fost afectați de alegerile tale. Pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Aceasta este inima lui Dumnezeu. Dacă ai făcut niște alegeri proaste, care i-au afectat și pe cei din jurul tău, Dumnezeu este gata să ofere o șansă și acelor care au fost afectați de alegerile tale. Apoi, când ne uităm la inima lui Dumnezeu, mai vedem un lucru. Întotdeauna Dumnezeu face primul pas. El este cel care întinde mâna prima oară, căci Domnul voia să-l cruțe. La inițiativa lui Dumnezeu, Lot este scos afară. Dumnezeu îi întinde mâna. Și asta ne spune ceva cu privire la inima lui Dumnezeu când vede o credință ruginită. Apoi, următorul pas trebuie făcut de tine. Dacă Dumnezeu face primul pas, următorul pas trebuie făcut de tine. De aceea vedem în textul din Genesa 19, scapă-ți viața și să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în un loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Dumnezeu a făcut primul pas, apoi următorul pas îți aparține. Observați? Devii conștient că tu nu poți să te salvezi, că nu ai puterea să te mântui. Ce face Dumnezeu? Cum arată inima Lui? Ascultați-o. Iată că îți fac și hatârul acesta. Grăbește-te de fugi în ea, în cetatea aceea mică. Dumnezeu face ceea ce tu nu poți face. Îți face și hatârul acesta. Dumnezeu face restul pașilor. Tu fă cât poți, El completează. Credința celor ce plutesc în derivă prin viață ruginește. Iar ruginirea nu este lipsită de consecințe. După această pagină de istorie, ne întrebăm, mai este vreo nădejde? Vechiul Testament încheie istoria lui Lot cu dezonoarea adusă de propriile lui fiice. Noul Testament, după câteva mii de ani, îl va pomeni neprihănitul Lot. Rut, o fiică a lui Moab, a intrat pe linia mesianică, în ciuda incestului rușinos. Istoria lui Lot lasă totuși și o geană de nădejde. Care este aceea? Dumnezeu iartă și restaurează ceea ce noi am stricat. Acordă șanse egale fiecăruia. Un trecut rușinos poate fi întors. Lecțiile de viață din istoria lui Lot am putea să le sumarizăm în felul acesta. Viața este un șir de alegeri. Când încetăm a mai lua decizii pe direcția voii lui Dumnezeu, începem să luăm decizii pe direcția voii celui rău. Unii oameni doar plutesc în derivă prin viață. Alegerile lor, atunci când reușesc să aleagă ceva, tind să urmeze calea minimei rezistențe. Care este direcția vieții tale? Către Dumnezeu sau dinspre El? Dacă ești în derivă, alegerea pentru Dumnezeu pare dificilă, dar este singura alegere care le pune pe toate celelalte în lumină potrivită. O altă lecție de viață? Alegerile tale îi pot pune în pericol, îi pot expune și pe cei apropiați ție. În ce mediu ai ales să-ți duci viața sau muncă? Chiar dacă tu ești destul de tare să faci față ispitei, s-ar putea ca alți membri ai familiei tale să nu fie. Chiar dacă tu te ții tare, nu poți garanta același lucru și pentru ai tăi. Când iei o decizie, iei în calcul și pe cei dragi ție? Până unde ți-ai întins corturile? O altă lecție de viață? Omul este liber să facă alegeri, dar nu este liber să aleagă consecințele alegerilor sale. Înțelege lucrul acesta. Chiar dacă ai libertatea de a alege precum voiești, nu mai ai libertatea de a alege și consecințele alegerilor făcute.
o altă lecție de viață din istoria lui Lot? În timp ce Dumnezeu ne poruncește să propovăduim Sodomei de lângă noi, trebuie să fim atenți, să nu devenim ca și oamenii cărora le propovăduim. Nu te face prea comod în lumea aceasta. S-ar putea să rămâi lipit de ea. Rămâi în corturile tale, precum Avram, pentru că viața aceasta este oricum una provizorie. O altă lecție de viață? Într-o inimă împărțită, întotdeauna va câștiga partea negativă. Ca și în matematică, înmulțirea dintr-un număr negativ și unul pozitiv va avea ca rezultat un număr negativ întotdeauna. Minus de înmulțit cu plus egal minus. Într-o inimă împărțită, întotdeauna va câștiga partea negativă. O viață trăită în derivă, adică la nivelul minimei rezistențe, duce la ruginirea credinței. Dacă nu iei măsuri, aceasta ruginește până nu se mai vede. Așa că ai grijă de gândurile tale, căci ele îți vor determina cuvintele. Alegeți cu grijă cuvintele, căci ele îți vor determina faptele. Evaluează-ți faptele, căci ele îți vor determina obiceiurile. Studiază-ți obiceiurile, căci ele îți vor determina caracterul. Dezvoltă-ți caracterul, căci el îți va determina destinul.